Vizita la Vostochny a debutat cu excursia a liderului nord-corean la elementele de infrastructură ale cosmodromului. Cosmodromul, ca loc de întâlnire, nu a fost ales întâmplător și reflectă ambițiile Rusiei de a rămâne o putere, măcar în domeniul spațial. Camerele de luat vederi au surprins în mai multe rânduri mirarea liderului de la Fenian de cele văzute, fapt ce denotă că Vladimir Putin și-a stabilit o strategie precisă de a-l cuceri pe omologul său nord-corean. Экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе. Вопросов у нас много. Я хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. La întâlnire din partea Rusiei au fost prezenți trei vicepremieri, ministrul de externe Lavrov și cel al apărării Shoigu. Deci cu siguranță au fost abordate și aspecte de ordin militar în contextul războiului din Ucraina. Multe dintre detaliile convenite între cei doi lideri au rămas în spatele ușilor închise. După întâlnire nu au fost organizate nici conferințe de presă, nici declarații de final, așa că deocamdată nu putem ști dacă Fenianul va ajuta Rusia cel puțin cu muniție pe frontul din Ucraina. Din Moscova pentru Telejurnal, Liviu Iurea.